O universitate care de foarte mult timp este în topul preferințelor studenților, universitate care a știut să țină pasul cu ceea ce înseamnă ofertă de muncă pe plan local și pe plan național, dar în același timp să fie și atentă la schimbările care se întâmplă în societate, astfel încât să ofere oameni foarte bine pregătiți atunci când au în față viața. Face o deosebită plăcere să l-am alături de mine pe rectorul Universității Petru Mear din Târgu Mureș, profesor universitar dr. Călin Enăchescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mă bucur de invitația pe care mi-ați adresat-o. Sunt deosebit de onorat și întotdeauna vin cu plăcere la postul dumneavoastră, mai ales că noi avem o colaborare nu numai la nivelul promovării universității, ci chiar la nivelul studenților. Așa este. O serie de studenți ai universității noastre desfășoară activități de practică, de internship la postul dumneavoastră de televiziune, lucru pe care îl apreciem deosebit. Mulțumim și noi pentru aceste cuvinte frumoase. O să încercăm și o să reușim alături de domnul rector să prezentăm, respectiv domnia sa să prezinte ceea ce înseamnă Universitatea Petru Maior în acest moment, trecând prin anii 2016-2015, de ce nu, dar întotdeauna privind către viitor, astfel încât dumneavoastră să fiți foarte bine informați. Că vorbim despre părinți care au studenți, că vorbim despre studenți care au deschis postul pe TET, teme. Și cum se cade la o emisiune, așa, într-o parte introductivă, pentru că sunt curios și eu dacă mai sunt noutăți, eu sunt fiind un fost absolvent al Universității Petru Maior. Domnule rector, dacă doriți să faceți o prezentare a universității, ceea ce înseamnă în acest moment, iată, februarie 2017, cu facultăți, cu specializări. În primul rând vreau să vă spun că în acest an împlinim 57 de ani de activitate. Deci, chiar dacă nu sunt, cum să vă spun, în comparație cu alte universități de tradiție din Europa sau chiar din țară, nu este o vârstă, să zic așa, care să reflecte o tradiție îndelungată în domeniul economic, eu totuși cred că în cei 57 de ani ne-am dovedit utilitatea, ne-am dovedit prezența ca un centru de cultură, de spiritualitate, de formare. 35.000 de specialiști, aproximativ, au fost, să zic așa, în ghilimelele de rigoare, au obținut diplome de competență în acești ani. Acum, universitatea se prezintă în momentul de față cu o structură care reflectă, și asta este foarte important, în mare parte necesitățile arealului. Aș vrea să fac o precizare foarte importantă. Să știți că strategia universității noastre este ca să fie o prezență regională foarte puternică, dar în același timp, pentru anumite domenii, ea să aibă niște elemente de capacitate foarte înaltă la nivel național și chiar internațional, lucru care cred că îl reușim. Deci, de ce fac această mențiune? Ca să se înțeleagă că noi niciodată nu ne propunem mai mult decât putem, dar în același timp nu suntem modești și tindem către o poziție meritorie în poziționarea universității în arealul național și chiar internațional. Și acum, ca să vin cu niște dovezi în acest sens, adică să nu fie doar vorbe goale, aș vrea să menționez faptul că în anul 2015 am trecut prin acreditarea instituțională care se face odată la 5 ani și am obținut din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, care este forul care certifică calitatea învățământului dintr-o universitate, cel mai înalt grad posibil, care se numește grad de încredere ridicat. Deci face parte din acest punct de vedere, sub toate aspectele activității educaționale, administrative, din grupul de elită a universităților românești, chiar dacă ambițiile noastre, să zicem, sunt regionale. Și aici vă spuneam că nu este nicio contradicție între o ambiție de a fi un foarte important pol regional, dar cu, am repetat, cu anumite ambiții care depășesc planul național și se cantonează chiar la nivel internațional. Iarăși foarte important, mi se pare că o confirmare a calității activității desfășurate de Universitatea Petru Maior este ultimul clasament al Societății Academice Române, care a fost publicat în luna decembrie anului trecut, în care Universitatea Petru Maior s-a clasat în poziții fruntașe pe anumite domenii, chiar pe primul loc la nivel de țară. Este vorba de
Societatea Academică Română, condusă de doamna profesor Alina Mungiu Pipidi, care, prin intermediul unor asociații și din țară și străinătate, monitorizează foarte atent activitatea universităților românești. De exemplu, pe scorul de integritate, Universitatea Petru Maior s-a clasat pe locul întâi în țară. Pe un ansamblu, Universitatea Petru Maior este în primele 5 universități din țară din acest punct de vedere. Această clasificare, ca să o spun așa, s-a făcut din 6, din punct de vedere al 6 criterii: transparență și corectitudine administrativă, corectitudine academică, calitatea guvernanței, management financiar, respectiv meritocrație și antidiscriminare. Aș mai adăuga faptul că în această perioadă am fost vizitați de o serie de organisme internaționale care au venit să constate calitatea activităților desfășurate în Universitatea Petru Maior. Este vorba de European University Association, care este cea mai puternică, cel mai puternic for de învățământ superior din Europa, care, iarăși, în urma auditului, acolo nu se fac clasificări, dar raportul a fost favorabil, sigur, are și, nu numai laude, ci are și anumite recomandări. Considerăm, iarăși, că ne-am poziționat foarte bine. Un alt element pe care aș mai vrea să-l menționez și care are consecințe, iarăși, am fost auditați și din punct de vedere, chiar dacă suntem, iarăși, revin la subiectul, o universitate cu ambiții regionale, am fost auditați din punct de vedere al internaționalizării, pentru că în ultima perioadă am făcut eforturi serioase pentru a atrage și studenți străini. Sigur, argumentele sunt evidente, nu numai cele financiare care nu sunt de neglijat, dar este foarte important ca să construim grupe, să aducem un număr de studenți din străinătate. Deja am ajuns în acest an universitar la aproximativ 100 de studenți străini și în planul operațional pe care ne-l propunem pe acest an, calendaristic care afectează și anul universitar viitor, cred că vom ajunge la aproximativ 300 de studenți străini. Asta spune ceva, spune ceva pentru că există un interes însemnat pentru ceea ce reprezintă Universitatea Petru Maior și atunci să nu se înțeleagă greșit că noi vrem să fim doar o universitate pentru, să zicem, străini, da. Pentru străini. Așa este. Și doar să se observe faptul în care universitatea reușește să atragă acești studenți străini. Vrem să vă întreb așa, de-a lungul timpului și de-a lungul anilor în care ați condus această universitate în funcția de rector pe care ați avut-o și o aveți în continuare, cum ați observat această schimbare? Pentru că vorbeam chiar la începutul emisiunii, schimbare în societate, în lucruri pe care oamenii au ajuns să le facă din punct de vedere, nu știu, al afacerilor, al vieții particulare, al felului de a trăi până la urmă, și cum aceste lucruri s-au văzut în schimbările în ceea ce au însemnat specializările sau apariția unor noi domenii în cadrul universității, pentru că Universitatea Petru Maior de acum 10 ani, sunt convins că nu se amână cu, bine, la clădire în exterior, dar și acolo modernizată. Da, întrebarea e foarte bună și mă bucur că mi-ați spus-o, chiar vreau să ating acest subiect. Vedeți, cea mai importantă transformare, după părerea mea, care a avut loc la nivelul Universității Petru Maior, este această tentativă de a fi în pas cu cererea pieței. Sigur, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, deci, pentru că sunt niște cicluri de autorizare, de acreditare, dar să știți că ne mișcăm foarte rapid. Iar atunci când, vedeți, spuneți dumneavoastră că în 10 ani s-a schimbat. Cum s-a schimbat? Nu pentru că hai să facem specializarea X, exact, pentru că sună bine. A existat întotdeauna în spate o cerere socială. Și atunci chestia majoră care are implicații asupra schimbării acestea în 10 ani este adaptarea la cerințele
pieței. Sigur, avem o colaborare destul de bună cu agenții economici, cu autoritățile locale, cu diferiți actori care generează această cerere, care ar putea fi îmbunătățită, recunosc acest lucru, poate că încă nu comunicăm suficient de bine, dar întotdeauna am răspuns, după o analiză pertinentă, la cererile pieței. Și vă dau un exemplu, pentru că, sigur, din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile militare, a apărut, de exemplu, o cerere din partea lor, existând un număr însemnat de cadre militare care doresc să facă anumite studii superioare care le sunt potrivite pentru creșterea profesională pe care o au. Am analizat, am văzut care sunt perspectivele, care sunt posibilitățile noastre, am văzut care este cererea pe piață, care este pe parcursul anilor evoluția unei astfel de specializări și o să vedeți în acest an un nou program de studiu la nivel de licență și anume studii de securitate. Foarte interesant. La fel a apărut, să vă dau un exemplu iarăși de noutate care va fi în acest an, sigur ele trebuie să treacă prin autorizări și așa mai departe, la cererea unor parteneri străini care, cum să spun, intermediază într-un fel studenții străini, ni s-a prezentat un plan care pe următorii 5 ani am avea o cerere suficient de mare pentru studenți din străinătate cu predare în limba engleză în domeniul administrației afacerilor. Am analizat, am făcut studii de fezabilitate să vedem oportunitatea, am constatat că este meritos și existând cerere și, și o chestie de internaționalizare, imediat am reacționat, iar Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a și pregătit dosarul care sperăm că din toamnă deja va porni în acest sens. Deci există această legătură permanentă. Există această legătură, deci toate aceste specializări și, se nasc, dintr-o necesitate. Necesitatea nu este creată de universitate, ci este creată de arealul din care facem parte, care poate fi local sau poate fi chiar internațional. Știți ce am vrut să vă întreb și îmi cer scuze că vă întrerup din idee? Pentru un telespectator obișnuit care se uită, factorul decizional în apariția unei astfel de specializări este reprezentat de un consiliu, este reprezentat de un senat, este reprezentat de specialiști, deci de o persoană? Pașii sunt întotdeauna programele de studii sau specializările, cum le spuneți dumneavoastră, sunt întotdeauna arondate unui departament care are competențe în domeniu. Nu? Uh-huh. Dacă vă dau ca exemplu studiile de securitate, nu? Ele sunt arondate departamentului de istorie și relații internaționale, unde există și domeniul de științe politice. Deci unde există, competența cadrelor didactice. Se analizează în departamentul respectiv, adică ei vin și spun, da, suntem capabili, avem competențele, avem know-how necesar, din punct de vedere, organizatoric, suntem capabili, după care urmează faza la nivel de consiliu pe facultate, unde facultatea ca un tot care gestionează mai multe departamente stabilește oportunitatea, vede și elementele financiare implicate în acest sens, dă un aviz care ajunge la Consiliul de Administrație, care are o viziune globală, care de asemenea avizează acest lucru și în final Senatul este cel care decide. Cam ăștia sunt pașii. Poate că par un pic cam mulți, dar sunt normali. Un alt aspect legat de aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați precizat, e vorba de întotdeauna am pus pe această întrebare deschiderea noilor studenți către aceste noi programe de studii sau o deschidere, nu știu, poate din partea unui părinte care spune nu, rămâi pe cele clasice, cele deja cunoscute. Dacă puteți să explicați puțin cam care este situația în ceea ce înseamnă studenții și decizia lor când doresc să urmeze un program de studiu nou, inovator, de ce nu, sau cu foarte mari rezultate probabile, posibile în viitorul apropiat. Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră și poate că rezultatul sau răspunsul meu o să vă surprindă. Din păcate, să știți că decizia pe care o iau tinerii de a urma un anumit domeniu este influențată, este foarte subiectivă. Uh-huh. În general, lipsește în partea de licee, acel element de orientare în carieră. Și atunci noi încercăm să suplinim acest lucru. Cum? Aducându-i în universitate
Înainte de admitere, deja începând cu clasa 11-a, încercăm să-i aducem, dar nu să-i aducem să viziteze clădirea. Ci încercăm să le explicăm ce înseamnă meseria acutare, ce posibilități au, cum își găsesc locuri de muncă, ce vor studia, ce înseamnă să studiezi cutare, ce înseamnă un laborator, cum se desfășoară. Sigur, nu reușim întotdeauna să fim poate suficient de convingători ca să suplinim această orientare în carieră, dar încercăm foarte mult acest lucru, pentru că în urmă cu câțiva ani, să zic acum 10-15 ani, mi se întâmpla să asist la avizierile universității, veneau părinții cu elevii, se uitau la lista de specializări, ce mă băiete, du-te la asta că sună bine. Așa e, da, așa trebuie. Ei, eu cred că încă mai avem de lucru foarte mult la acest aspect. La acest aspect ca oamenii să-și aleagă nu după sonoritatea, nu? Nu după sonoritatea unei specializări. Că vă dau un exemplu. Dacă ne gândim la inginerie industrială și management, care e un titlu sec, nu? De fapt, în spatele este o specializare care se ocupă cu tehnologia construcțiilor de mașini și care are în momentul de față, datorită unui reviriment industrial, nu numai zonei Mureșului, dar și a județelor limitrofe, nu reușim să producem suficient specialiști. Și asta e valabil aproape pentru toate specializările de inginerie. Deci este o cerere pe piață și am început să ajungem la o angajabilitate care depășește 90%. Cei 10% care nu se duc la muncă, se duc din alte motive, nu pentru că n-ar fi locuri de muncă. Da. Mă rog, au fiecare... Mă amintesc acum foarte mulți ani, tot așa, nu știu, am rămas cu asta 10 ani, 11 ani, ceva de genul. Nu sunt chiar așa de mulți. Erau niște facultăți la modă. Da, adică, română, engleză, toată lumea, mă duc la ASE, mă duc la DRE, mă duc la... Da. Toată lumea era acolo. Sunt astfel de facultăți la modă în ceea ce înseamnă Universitatea Petru Mare? Au scăzut. Deci omul se mai îndreaptă către ce consideră că e normal. Dacă facem o analiză cu 10-15 ani, când ingineria era, datorită situației economice, a dezvoltării industriale a României, era într-o groapă de potențial. Deci nu exista cerere. Nu exista cerere pentru absolvenții noștri. Atunci a apărut o perioadă de stagnare a dezvoltării, de exemplu, a domeniului ingineriei. Lucru care acum, în ultimii 4-5 ani, a început să urce și acum urcă, cum să vă spun, vertiginos. Un fenomen similar s-a întâmplat cu științele economice, dar în sens invers. În sensul că acum 10 ani, să zicem, economicele erau foarte la modă, sau dreptul, sau științele administrative, administrația publică. Acolo aveam sute de studenți, acum interesul a mai scăzut, dar vedeți, piața este cea care reglează de fapt aceste lucruri, pentru că au fost momente când s-au deschis atâtea bănci, când s-au deschis atâtea elemente de financiare și era o mare necesitate de specialiști în acest domeniu, lucru care acum, după crizele astea economice, s-au mai temperat și atunci întotdeauna piața reglează cu un oarecare delay, cu oarecare întârziere, că nu se întâmplă imediat. Este o provocare și pentru dumneavoastră și pentru cei aflați în conducerea Universității Petru Mare să fiți la curent cu toate astea, cred că. Da, dar asta e jobul nostru. De fapt, da. Asta e jobul nostru. Cam asta ar trebui să, sau cel puțin ar trebui să fie jobul nostru. Este un job, cum a spus, i-a spus dumneavoastră, cu foarte mare responsabilitate. De asemenea, țin minte, mai de mult era acea clasificare a universităților. Și am făcut o emisiune, mi-amintesc, în perioada respectivă, cu lucrurile cu care se luptă o universitate, cum a spus și dumneavoastră, regională, dar care... Are ambiții foarte mari și nu doar are ambiții, are ambiții bazate pe ceea ce există acolo, adică pe profesori, pe studenți, pe infrastructură. Cât de mult influențează, nu știu, această relație între universitățile mari, catalogate mari? De ce pentru mine, pe mine este universitate mare, de exemplu. Nu trebuie să zică bine, cineva... Bine, depinde din ce o măsurați, din ce punct de vedere măsurați. Dacă numărul de studenți este argumentul, atunci noi nu suntem o universitate mare. Hai, dar din tradiție, din rezultate... Din rezultate, dar și asta vedeți, vreau să discutăm puțin această relație între universitățile mari, care erau preferate mai de mult, și celelalte, sau, iarăși un lucru pe care noi l-am observat,
parcă treptat, nu știu, studenții în Mureșeni nu prea se mai duc, sunt tentați de Cluj, de Timișoara, rămân aici, ba mai mult, cei din apropiere a Târgu Mureșului rămân, vin tot în orașul Târgu Mureș. Deci vreau să vă spun că chiar anul trecut am participat la un studiu legat de exact de întrebarea dumneavoastră. Mai există universități naționale sau toate universitățile au devenit regionale ca bazin de atracție, vreau să vă spun. Nu ca importanță sau ca realizări. Și vreau să vă spun că concluziile studiului au fost că toate universitățile au început să-și recruteze studenții dintr-un areal destul de limitat. Nu mai este cum a fost mai de mult când erau 5 universități și evident că atunci mulți Târgu Mureșeni mergeau la Iași, mulți Târgu Mureșeni mergeau la Cluj. În momentul de față, să știți că bazinul de atracție este centrat în jurul unei universități. Și un lucru foarte important pe care îl mai punea în evidență acest studiu era legat și de gradul de sărăcie, știți, pentru că fiecare județ are un anumit, există un indicator statistic numit gradul de sărăcie și studiul punea clar în evidență că cu cât sunt mai multe universități într-o anumită zonă, cu atât gradul de, hai să zicem, de bogăție, în ghilimelele de rigoare este mai mare. Dar acum revenind la ce spuneați dumneavoastră cu clasamentele pe care au fost făcute. Vedeți, vă spuneam că anul trecut în decembrie am ieșit pe primul loc. Da. La nivel de țară. De ce? Pentru că a fost unul dintre puținele clasamente care nu introduce elemente cantitative. Exact. Număr de studenți, adică profesori, ci calitate. Ci se referă la calitate și ponderează la dimensiunile universității. Pentru că, vă dau un exemplu, nu? Departamentul X de la Universitatea Petru Măiar, să zicem, care are 20 de cadre didactice, departamentul de la o universitate mai mare, să zicem, care are 80. Și atunci 80 punctajul e mai cu mare. 20... Orice ai face, n-ai cum să-l echilibrezi. Și asta a fost una dintre problemele a tuturor acestor clasamente, introducerea factorilor cantitativ în detrimentul factorilor calitativ. Eu sper că o să fie suficientă înțelepciune în așa fel încât să se pună în evidență factorul calitativ. Și aici vreau să vă spun că, știți, vorbim de universități mari și mici. Ce înseamnă universitate mare? Dacă vorbim de număr de studenți, haideți să ne gândim la universități de prestigiu. Universitate de prestigiu, ca Princeton, în Statele Unite, are 7500 de studenți. Restrictiv, da. Oxford, Cambridge, au în jur de 16.000 de studenți, comparativ, să zicem, cu cea mai mare universitate de la noi, care este Babeș-Bolyai, care are aproximativ 43.000 de studenți. Iată, despre ce e vorba. Deci, oare calitate înseamnă neapărat cantitate de studenți? Nu, eu nu cred acest lucru și eu afirm cu toată convingerea faptul că ne putem compara cu marile universități, în ghilimele de rigoare, în calitatea actului didactic pe care îl facem. Sigur că acea tradiție nu poate fi negată, dacă vorbim de zeci de ani, poate de sute de ani pe care le au în spate, sigur fac o treabă excepțională, dar să știți că nici la noi nu se face o treabă de mântuială, ci poate că în unele domenii chiar aș putea să zic suntem mai buni. Luăm un scurt moment de publicitate, dragii mei, ne întoarcem puțin cu provocări, discutăm puțin și despre provocările financiare, în ceea ce înseamnă Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, dar și despre programele de acolo, din anul trecut și din anul în curs, toate în câteva momente. Rămâneți alături de noi!
reptile like a ring round my finger. Late nights and laughs, and I feel it can never get better. We are the ones who inspire the fire within us. For everything we are, together we feel the heat. Pentru tot ceea ce noi suntem, DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Când fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Lanțuri standardizate și speciale, lubrifianți, uleiuri minerale, semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, întreținerea utilajelor agricole. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.întreținere-agricolă.ro. Am revenit, o discuție foarte interesantă alături de rectorul UPM Târgu Mureș, profesor universitar, dr. Călin Einăchescu. Am discutat despre foarte, foarte multe aspecte. Vă spuneam înainte de pauză că o să discutăm și despre aspectul financiar, dar până atunci, pentru că e un subiect un pic mai neapărat delicat, dar trebuie să ajungem și acolo, sunt sigur că sunt, domnule rector, viitori studenți care ne urmăresc acum sau părinți cu viitori studenți și e o întrebare foarte simplă. O ofertă pentru ei în acest moment, din punctul de vedere a ceea ce oferă da. Universitatea. Bine, vreau să fac înainte o precizare. Eu consider că faptul că totuși un număr însemnat de studenți, mai ales din arealul mureșean, aleg să rămână la Universitatea Petru Maior, nu este neapărat un argument financiar, că e mai ieftin. Sigur, decât la Cluj. Chiar facem astfel de analize și să știți că argumentul nu este neapărat cel financiar. Acum, sigur, dacă te gândești ce înseamnă în ziua de azi, din punct de vedere financiar, a urma studiile, sigur, există aproximativ 60-65% din totalul locurilor sunt finanțate de la bugetul de stat. Dar odată ce înveți, există atâtea elemente ajutătoare și aici prima dată vorbim de faptul că statutul bugetar se schimbă anual în funcție de rezultatele la învățătură, adică nu ești obligat să plătești pe tot parcursul studiilor, fie că-s de licență, fie că-s de masterat sau de doctorat, taxă. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să înveți. După aceea există formele de sprijin, cum să vă spun, bursele de merit, bursele de studiu și evident pentru studenții care au, pentru că sunt și studenți cu probleme care se ridică la aproximativ 10% din numărul total al studenților, să știți, care au probleme. Au probleme sociale, provin din familii mai sărace, vin din medii, din case de copii și așa mai departe, dar și ei au sprijin financiar. De asemenea, cum să vă spun, păstrăm la niște nivele, să zic, foarte decente, nivelul taxelor, toate elementele care se plătesc. Și nu în ultimul rând, au început în ultimii ani să apară un număr însemnat de burse care le oferă agenții economice. Asta este într-adevăr un subiect foarte important. Deci avem deja contracte în care implicăm studenții, mai ales cei de la masteranți. Noi avem un număr însemnat de proiecte de cercetare științifică în care am implicat studenți masteranți și vreau să vă spun că pot câștiga, pe lângă faptul că cresc profesional, pot câștiga un salar chiar bunicel. Deci nu cred că motivul financiar poate fi un motiv al faptului că nu poți să urmeze anumite studii. Repet, sunt o categorie foarte redusă de studenți care, sigur,
au niște anumite dificultăți, dar să știți că din toate punctele de vedere încercăm să-i ajutăm. Dacă am ajuns la acest subiect, partea financiară, în ceea ce înseamnă studenții, sustenabilitatea financiară, vorbesc de universitatea propriu-zisă, este greu de susținut? Acum, ce să vă spun, iarăși poate că ar trebui să revin. Noi fiind o universitate mai mică, numărul de studenți pe care îi școlarizăm nu este atât de mare. Avem serii care pornesc de la, să zicem, 30 de studenți până la 100-120 de studenți, seriile foarte mari la anumite specializări. Evident că cu cât sunt mai mulți studenți, pentru că finanțarea se obține în funcție de numărul de studenți. Și atunci vă dați seama că din punct de vedere financiar este destul de dificil să menții specializări la care n-ai un număr suficient de studenți. Dar cu toate acestea noi ne asumăm și o responsabilitate socială, pentru că eu consider că dacă am judeca contabil, dacă aș fi un contabil și aș sta și a zice specializarea X are 25 de studenți, cât costă? Păi nu e rentabilă, păi hai să o închidem. Deci noi nu putem judeca la nivelul ăsta. Noi judecăm prin, cum să vă spun, într-un termen ce se va întâmpla peste 3 ani. Sigur că dacă toate analizele ne spun că nu există nicio șansă, nu este cerere pe piață, nu există șanse de dezvoltare a specializării, atunci ne punem problema și am avut astfel de specializări pe care le-am, cum să spun, le-am oprit de la școlarizare pe o perioadă de timp sau unele chiar le-am și desființat. Deci nu este ușor pentru o universitate mică care vrea să fie o universitate pentru comunitate. Ce înseamnă universitate pentru comunitate? Comunitatea are nevoie de profesori. Evident. De română, de engleză, de franceză, de istorie. Eu zic că comunitatea asta are nevoie de astfel de și atunci universitatea oferă comunitate. Și atunci, exact. Și atunci ce ar trebui eu să fac dacă aș fi un contabil, să nu cumva să considerați că denigrez meseria de contabil, ci dacă aș gândi ca exemplu, da. Aș gândi ca exemplu de cifre, de cifre. Domnule, bine, nu mă interesează că Arealul Mureșan are nevoie pe următorii 5 ani de 50 de profesori de română la țară sau în oraș. Nu e rentabilă, o închid. Da? Asta ar fi o gândire limitată. Da. Asta ar fi o gândire și pragmatică, dar nu merge în felul ăsta. Mai degrabă aș zice, hai să vedem cum o putem face. Cum o putem face profitabilă. Și aici trebuie să vorbim cu profesorii, vorbim cu departamentele, facem analize, mai venim cu venituri suplimentare, depunem proiecte și încercăm să menținem ca să răspundem cererii. O universitate pentru comunitate. Da, e nevoie de profesori. Sunt specializările, cum e ingineria, unde producem mai puțin decât cere piața, să vă spun, sau informatica. Ei, acolo lucrurile, cum să vă spun... Tot discutam că era cerere slabă pentru ingineri. Lăsați că e bine atunci. Că acum să știți. Și ceea ce este foarte important, că vorbeam tot de viitorul copiilor ăștia, să știți că marea majoritate... Deși nu totdeauna e un lucru bun, să nu mă credeți că afirm că este extraordinar de bine, în domeniile de care v-am menționat, inginerie și mai ales în informatică, de prin anul 1, cel târziu din anul 2, peste 80% sunt deja angajați. De ce vă spun că nu totdeauna e un lucru bun? Că mai uită și de școală. Înțeleg. Adică mirajul... Gata, sunt angajat, am cât? Câștigă destul de bine. 20 de ani, 21 de ani. Câștigă destul de bine, dar să știți că cu toate acestea aducem agenții economici în universitate, îi aducem și aducem și, cum să vă spun, multinaționale. Există atâția agenți economici, pentru că ce spuneți dumneavoastră este un lucru extraordinar de la ultimul târg, la ultimul târg de practică, la ultimul târg de practică au fost 28 de agenți economici, dintre care cel puțin 8 au fost mari companii străine cu prezență în România și care în permanență ne solicită și ne oferă, pentru că e un proces win-win, ca să spun așa. Și noi câștigăm și ei câștigă. Și vreau să vă spun că un număr însemnat de studenți, deci acum practica nu mai este o formalitate, ci acum practica o desfășurăm într-un mod eficient. Studentul, cum să vă spun, câștigă profesional, câștigă și financiar, dar eu zic că cel mai important este că câștigă foarte mult profesional și deja are, cum să vă spun, calea bătută către... De aceea
Angajabilitatea este la un nivel atât de mare. Știți care e nivelul la nivel de țară al angajabilității? Este de 40%. Sigur, aici sunt incluse toate domeniile de specializare. La Universitatea Petru Maior este de peste 70% angajabilitatea. Sigur, nu toată lumea, după ce termină, este dispus, cum să vă spun, să se angajeze. Dar aici era o discuție, chiar dacă întrebarea probabil nu trebuie sau nu trebuie realizată, făcută acum. Sunt foarte curios de absolvenții care rămân la noi, poate chiar în județ, în ceea ce înseamnă structura economică a județului, în țară sau pleacă peste hotare. Ar fi o discuție cândva. Bun, cei din domeniile de vârf, și aici mă refer mai ales la domeniul, ca cerere, nu ca altă ierarhizare, cei din domeniul informaticii, îndeosebi, și chiar din domeniile inginerești, sunt destul de curtați, ca să spun așa, pentru continuarea studiilor, pentru că după ce termină licența, ei pot face master sau studii doctorale. Dar să știți că noi încurajăm treaba asta. Adică mie mi se pare normal să ai o deschidere, să te duci. Unii se întorc, alții rămân, dar tot e benefic. Important este cu ce pleacă, cu bagajul de aici. Și de benefic, pentru, eu cred că e benefic pentru toată lumea acest lucru. Cum să vă spun, vorbeam iarăși de agenții economici, pentru că avem o colaborare foarte strânsă și am transformat lucrul ăsta într-un element foarte important. Odată, pentru că ei își găsesc locuri de muncă, fac o practică reală și când ajung să lucreze, deja sunt familiarizați cu toate aceste, elemente. Anul trecut am finalizat un proiect de practică a studenților în care am familiarizat, de exemplu, cu cele mai moderne sisteme informatice din domeniul așa numită Enterprise Resource Planning, adică sisteme informatice globale care se folosesc mai ales în multinaționale. Ei, cine are aceste cunoștințe, nu să spun, nu te sacă niciun efort, că vin ei, poate să meargă oriunde. În acest an, chiar astăzi, am depus un al doilea proiect în acest lucru. Și 250 de studenți în primul proiect, iarăși 200 și ceva de studenți vor beneficia de aceste cunoștințe și aceste cunoștințe, cum să spun, îți deschid ușa oricărei întreprinderi. Și aici nu vorbim numai de inginerie, aici vorbim și de economice și de toate domeniile. Și tot revenind la ca să vă dau un exemplu de colaborare, pentru că dacă constatăm, de exemplu, că cunoștințele pe care noi le transmitem studenților nu sunt în concordanță sau nu sunt chiar la nivelul solicitat de agentul economic, nicio problemă. Îl invităm pe agentul economic, sigur, cu oameni specializați, cu oameni nu oricine, și introducem în curiculă, la nivelul cursurilor facultative, cunoștințele de care are nevoie. Pentru că aceste lucruri sunt numai un câștig în plus pentru studenți. Foarte interesant și toate aceste lucruri sunt foarte bine punctate, astfel încât dumneavoastră să știți ce să alegeți. Pentru că eu zic că după acest material pe care l-ați urmărit, un material, la fel cum discutam în pauza publicitară cu domnul rector, deschis, un material așa, fără perdea, totul este față în față. Sunt sigur că dumneavoastră vedeți aceste aspecte din cadrul Universității Petru Maior. La modă, într-o vreme, era relația între universități, că vorbim universități naționale sau universități naționale cu universități internaționale. Discutăm și despre acest subiect după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi!
got my friends wrapped tight like a ring round my finger. Late nights and laughs, and I feel it can never get better. We are the ones who inspire the fire within us. For everything we are, together we feel the heat. Pentru tot ceea ce noi suntem, DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Lanțuri standardizate și speciale, lubrifianți, uleiuri minerale, semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, întreținerea utilajelor agricole. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.întreținere-agricolă.ro. Am revenit pentru ultimele minute alături de profesorul universitar dr. Călin Enăchescu, rector UPM Târgu Mureș. Spuneam că discutăm puțin despre această relație și felul în care mai există, pentru că sunt convins că există, a Universității Petru Maior cu celelalte universități naționale sau internaționale. Este un punct, din punctul meu de vedere, de atracție pentru studenți. Totdeauna m-a fascinat, nu știu, un schimb de experiențe și cred că pe toată lumea. Să vadă cum este și dincolo, dar să se întoarcă înapoi, cum pe alți studenți de la alte universități. Am zis, haide să vedem cum e la Târgu Mureș, la Universitatea Petru Maior. Să știți că dacă s-ar face un clasament la nivelul universităților și nu s-ar ține cont de caracterul cantitativ, ci raportat la anumite elemente de calitate, pe domeniul relațiilor internaționale, cred că ne-am situat pe una dintre pozițiile fruntașe. Avem un număr foarte însemnat de colaborări cu universități. Bine, acum ceea ce interesează este, hai să zicem, la nivelul studenților. Ce posibilități au studenții să studieze un semestru sau două semestre, pentru că astea sunt programele în care suntem noi implicați, se numesc programe Erasmus, și la nivelul acesta să știți că asigurăm un număr suficient de mare de locuri, uneori chiar avem dificultăți în a reuși să le ocupăm, deși pare absurd, dar așa se întâmplă. Nu toți studenții doresc să plece de acasă. Să plece de acasă. Bătătură, cum dar se zice. Un număr foarte mare. Și iarăși, dacă aș raporta la dimensiunea universității, cred că ne-am situat. Avem un număr de aproape 80 de contracte de colaborare internaționale, prin care studenții noștri se pot duce. Sigur, acum programele Erasmus în general sunt în arealul european și în anumite țări care sunt asociate arealului european, cum ar fi Turcia, să zicem. Dar acum vrem să extindem această colaborare la un nivel superior, implicând universități, și chiar în această lună vom depune un proiect pentru 15 universități situate în America. Mă rog, e vorba de Canada, de continentul american, de Canada, Asia, Africa, și vom îmbunătăți sau vom îmbogăți portofoliul de destinații pentru studiile studenților și în zone mai exotice. Acum, nu exotismul trebuie să fie argumentul principal atracție, dar până la urmă este și un factor social, pentru că când te duci nu stai numai în bibliotecă, nu stai numai în sălile de curs, și vizitezi. Să vezi una alta, și da. Vizitezi. Deci eu cred că asta este unul dintre elementele de atractivitate pe care poate nu le-am prezentat suficient de clar ca să arătăm, uitați ce posibilități aveți pentru un semestru sau pentru un an, aveți posibilitatea să mergeți într-o universitate dintr-una dintre țările pe care le considerați adecvate dezvoltării profesionale. Foarte important de înțeles pentru telespectatori, deci vorbim despre studii de licență, masterat și doctorat. Așa este. Astea sunt cele trei și sigur mai există oferta de studii postuniversitare care
Mai fără frecvență. Nu se numește fără frecvență, se numește învățământ cu frecvență redusă. Cu frecvență redusă. Se numește. Mai există încă un număr de 4 specializări care funcționează în acest regim, tot datorită solicitărilor și cererilor de pe piață. Pentru că, așa cum v-am explicat, la noi specializările există datorită cererii. Există tipul de student care e din Târgu Mureș și studenții care sunt din afara Târgu Mureșului, că or fi străini sau că or fi, da, mă rog, din județele limitrofe. Nu știu dacă este de competența universității, poate greșesc, dar poate îmi spuneți dumneavoastră, chestiunile legate de internat și de cazare. De cazare. Noi asigurăm în totalitate cererea. În momentul de față avem 2 cămine cu 550 de locuri. Și este în construcție un complex, eu aș putea spune, nu de cămine, pentru că va avea un confort asemănător confortului hotelier. Hotelier, deci cu 2 în cameră, cu baie, cu bucătărie, deci un soi de garsoniere, care sigur este în momentul de față într-o oarecare stagnare datorită unor elemente legate de niște chestiuni formale, expirarea unor autorizații, dar bun, imediat cum rezolvăm, care sunt acolo, în plan și care noi sperăm că în următorii, în viitorul foarte apropiat, vor crea un grad de confort sporit în acest context, mai ales având în vedere că crescând numărul de studenți străini, va trebui să avem grijă și de asigurarea unor condiții de cazare civilizate, nu numai pentru studenții străini, dar ei vor crește numeric. Ca și pondere, în acest moment puteți să ne spuneți aproximativ ce înseamnă student din Târgu Mureș vis-a-vis de student din județ? Deci, vă pot spune că la nivelul studenților din Universitatea Petru Maior, aproximativ 65% sunt studenți din Mureș, nu din Târgu Mureș, din județul Mureș. Da? 35% fiind studenți din zonele limitrofe și studenți străini. Da, sunt cifre foarte, foarte, mă rog, bune, care, mă rog, se schimbă sigur în funcție că, de da, ani, ele în nu de... sunt constante, vă spun așa o medie aproximativă. Sigur, acum stăm să ne gândim ce se va întâmpla, având în vedere elementele acestea demografice. Avem oarecare strângere de inimă, gândindu-ne că va fi greu să susținem anumite specializări, chiar dacă există o cerere socială în acest sens, având în vedere această scădere dramatică demografică care va urma în anii următori și grevată și de promovabilitatea la examenul de bacalaureat. Aici este o altă discuție, am povestit noi în pauza publicitară, nu are sens să deschidem acum subiectul pentru că nici nu mai avem foarte mult timp. Schimb, aș întreba pentru dumneavoastră neapărat, de ce nu mai de să vedem personal, dar ca și profesie, vorbesc pentru dumneavoastră, pentru universitatea pe care o conduceți, cam care ar fi provocările perioadei imediat următoare sau perioadei mai îndelungate? Provocări există și în momentul în care ieșim acum din studio deja. Cred că încep provocările. Păi cea mai importantă promovare este stabilitatea care să-ți asigure condițiile unei dezvoltări și unei creșteri calitative. Deci nu ne propunem în următoarea perioadă, nu vorbim de creșteri cantitative. Sigur că ne vom adapta tot timpul la cerințele pieții, vor apărea specializări, vor dispărea specializări, dar nu ne propunem, cum să vă spun, și să intrăm în top 100 din lume, nu ne propunem să fim cea mai mare universitate din România, ci ne propunem să fim o universitate regională de înaltă calitate. Și acum să vă spun un lucru care iarăși aș dori să-l cunoască. Acum poate că sunt și subiectiv. Vă rog! De ce? Pentru că sunt informatician, deci ca meserie de bază, și vreau să vă spun că au fost câștigate, de exemplu, în anul anterior, 2 proiecte majore de cercetare științifică de înalt nivel, în care Universitatea Petru Maior a fost iarăși prima pe țară. Iarăși acolo nu apare tot factorul... Ziceți că nu vreți să fiți primul pe țară, dar uite că... În multe, sigur, sunteți. Vă pot spune, sigur, acum nu vreau să fie luată ca o, să zic, lăudăroșenie, dar nu, urma rezultatelor. Și vom fi unica universitate, sperăm că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, dar vă vom invita la acest eveniment major care înseamnă crearea centrului de cercetare și deschiderea laboratorului de high performance computing,
High performance computing înseamnă dotarea acestui laborator prin generozitatea companiei IBM, un super calculator care va fi unic în România. Deci, iată, iarăși pe locul. Care va fi unic în România. Sigur, faptul că a fost aleasă Universitatea Petru Maior nu este întâmplătoare. Mă gândesc. Un alt lucru care trebuie menționat din punctul meu de vedere, în sensul în care, cunoscând dintre profesioniștii care activează la dumneavoastră, corpul profesoral. Corpul profesoral nu s-a schimbat foarte mult în ani, de-a lungul timpului. Adică mi se pare că tot ziceați dumneavoastră de acea chestiune legată de stabilitate. Iată, un alt punct de vedere în ceea ce înseamnă stabilitatea. Bine, poate că nu s-a schimbat, dar dacă vă arăt o poză de-a mea de acum 20 de ani... Păi nu asta. Nu aveam, așa, și mai mult, aveam și mai mult păr, mai puține riduri. Bine, sigur că am glumit. Sigur. Da, stabilitatea, cum să vă spun, e un element, pentru că ca să construiești o carieră academică nu poți totuși să n-ai oarecare stabilitate. Iar dacă ești devotat acestui crez sau îți place meseria asta, sigur că stabilitatea este un element foarte important. Și sigur, am mai ieșit la pensie profesori, din păcate, pentru că să știți că a fost o perioadă când legislația nu mai permitea după 65 de ani, după anumită vârstă, atunci am, din păcate, cu regret, s-au pierdut niște valori, vă spun sincer, pentru că vârsta biologică, cum să vă spun, trebuie să te uiți la capacitate, e o cifră, un buletin, nu? Trebuie să uiți la capacitatea lui, la posibilitățile, la ce poate face. Unii la 65 de ani sunt obosiți și e foarte bine că ies la pensie, alții sunt încă în putere, da? O altă discuție, de elevi. Acum, pentru, întotdeauna așa, știți cum se termină, ce proiecte de viitor, nu o să vă adresez această întrebare. În schimb, dacă doriți să le adresați un mesaj studenților pe care are Universitatea Petru Maior acum sau viitorilor studenți sau studenților actuali? Și actualii să învețe, nu? Studenții actuali să vină la UPM. Studenții actuali să vină la școală. Să beneficieze de activitățile didactice, să își îmbunătățească, cum să vă spun, portofoliul profesional, pentru că este în interesul lor. Ei nu învață nici pentru părinți, nu învață nici pentru profesori, învață pentru ei. Pentru că acum îți construiești, cum să spun, o etapă foarte importantă din viață. Sigur că îți poți schimba meseria, dar în general, cum să spun, nu e foarte frecvent la noi că ai făcut inginerie și după aia să fie altceva. Sunt și astfel de cazuri, nu neg. Și gândiți-vă că ceea ce ți-ai ales acum să înveți și să faci este pe o perioadă de câți ani? Mulți ani. Și atunci, sigur că prima dată trebuie să fii convins că ți-ai ales ceea ce îți place. Că asta este foarte important, să te duci la... Să faci ceea ce îți place, că cum alegi domeniul respectiv. Și în al doilea rând, să fii bun, pentru că dacă ești bun, nu există... Eu, cum să vă spun, vă spun cu toată certitudinea, nu există șomaj sau imposibilitatea de a lucra dacă ești bun. Așa ceva nu există. Sigur, există și reversul, că unii așteaptă cu rezultate, cum să vă spun, foarte modeste, să vină pe tavă cineva și să le ofere din primul moment salarii uriașe și poziții de director, management, de director general. Bine, nu sunt mulți aceștia care au astfel de himere. Acum, ce este mesajul pentru viitorii studenți? Sigur că acest mesaj, cum să vă spun, o să-l transmitem, pentru că noi mergem în toate liceele, aducem elevii în universitate în spiritul a ceea ce am discutat, pentru că trebuie să vadă ce înseamnă. Sigur, efectiv, adică să pună mâna, să intre în laborator, să participe la cursuri. Sigur, poate că nu-i suficient în câteva ore sau în câteva zile să-ți faci o astfel de pădere, dar măcar ai o idee despre acest lucru. Nu vă spun că acum toate elementele astea, sigur că sunt pe site-ul universității, că dacă te interesează o specializare, văzut ce competențe vei obține,
ce discipline vei învăța, ce meserii vei putea practica. Deci toate elementele astea sunt categoric, sunt categoric acolo. Dar, cum să spun, decizia de a veni la Petru Maior este o decizie înțeleaptă și o spun, sigur, și subiectiv, dar dacă aș fi părinte și vreau să vă spun că una dintre fetele mele, care a găsit un domeniu de specializare care este în oferta noastră educațională, a absolvit Universitatea Petru Maior. Cealaltă s-a dus la medicină, că, mă rog, tot în Târgu Mureș. Deci, să știți că și copiilor mei le spun, sigur, e foarte bine și aici, dar e bine și v-am dat o grămadă de cum să spun, de exemple sau de motivații care să afirme. Acum, să nu credeți că nu mai este nimic de făcut în Universitatea Petru Maior. Nu ăsta e mesajul meu, că mesajul este că suntem într-o permanentă adaptare, într-o permanentă analiză, încercăm să îmbunătățim. Este încă destul de făcut în Universitatea Petru Maior și cred că o să reușim. Vă mulțumesc mult pentru plăcerea acestui dialog. Eu vă mulțumesc. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc și dumneavoastră că m-ați rămas alături de noi. Toate cele bune. La revedere! La revedere.